Da. Auzi? 2-10, Ionut, salut! Da, știu că sunt pe live. Hai gros un pic și la tine. Asta este trafaletele, acesta e trafaletele la cu care putem face și acei țurțuri, da? E bine așa, ăla e bine ca... Da. Masterul prea tare? Să fie pe minus, tot timpul. Nu mai știu. Tot de bine acum. Sau băieți, da. Stai așa. Să mai aude un pic. Acum a fost și tu microfon. Da, asta e un pic prea grosuț. Uite, are zonele astea un pic prea grosuțe. Adică pe aici aș mai fi luat un pic, dar lasă-l și așa. Da, mai... Plăcile care sunt cu material, ca să le punem pentru uscare, le așezați aici. Da? Un pic cu grijă să nu murdărim foarte tare. Da. Nu mai găsesc sticul. Căutai și tu că mai... Nu m-am pregătit de peri. Mai căutam o perie. Da, știu. Știu că am mai avut una. Eu știu că am mai avut una micuță.
Care vor mănânci, să mănânci aici la bancă. Nu, 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 eu cred că adică. Da. Te-am găsit tu stensila, da? Aia cu care fac eu. Am mai căutat prin linie. Poate rău, da? E primul curs care ține în locația asta. Ah, pe ăsta sunt. Una neagră, una albă și una mai mare. Trei. De trei știam că trei. Care e lucrația de față? Încearcă să faci cu ele. Astea sunt niște lucruri care sunt prea ovulate. Da. În momentul când mergi cu ele, mergi cu ele așa, dar treci și pe ele. În genul. Da. Nu, nu poate. Fii atât. Materialul trebuie lucrat atunci când ăsta e un pic prea jos. Trebuie lucrat atunci când e proaspăt, pentru că cât trage, cu atât începe să-mi sufleze dificultăți. Oricum, mâine facem din nou aceste forme. Numai că să facem două, trei, să putem aplica și foiță și velatură peste ele și sâmbătă să fie uscate și pentru duminică, da? Asta cu foiță e cea mea. E simplă. Nu, când sunt simple, vă spune că sunt simple. Cel mai complicat, adică eu nu vă recomand și o să vedeți, niciodată nu o să spun la curs mai mult de două culori. Eu nu o să intru în trei culori. Pentru că știi ce se întâmplă? Poate unul dintre cursanți e receptiv la culori, dar patru nu sunt. Și se duc acasă și mi-a verde cu negru și cu bădii galben. Înțelegi? Eu am pățit-o. Adică am trei ani de cursuri. Am pățit-o și da, dar foarte puțin am mutat acum. Am stat doi ani cu studiul, toate scurile sunt probabil de putere. Și nu mai știu cele mai lecruire. Asta e, pică-te cu ăla. Asta este logo-ul nostru. Pică-te cu ăla, este o țară la care pică-te cu ăla. Pică-te cu ăla din toate părțile pică-te cu ăla. Adică pe foarte multe variante poți spui pică-te cu ăla. Nu, dar eu știu că acum când am început cu cea mai multă. Până ne mai facem patru. Că dacă dăm tot odată și peria ajunge la... Da. Nu, astea să le facem, că după aceea nu prea mai avem ce astăzi. Putem face, dacă vreți, să mergem pe pensulate pe Da Vinci, dar eu zic că mâine tot avem timp, pentru că modelarea e cea care îți cere cel mai mult timp de uscare. Dacă vreți să vă dau un marker, să vă scrieți pe ele, vă dau un marker. Așa. Da. Cu cât e mai gros, e mai mișto la piatră spartă. Da. Dar și metrajul va fi altul.
Ce fac, mă, fetele? Asta a fost până să mănânc. Ți-am v-am spus eu. Ce vrei? Slab, arătos, fac. M-a luat camera dintr-un unghi. Am mare de bună despre în lumea asta. Piatră spartă? Nu. Zgâlietura e mult prea lungă. Adică o să iasă ceva ciudățel. Dacă vrei să mergi în formatul în care îl merg eu, așa. Încearcă. Uite, ăsta e un efect foarte mișto. Vezi? Da. Încearcă așa. Și, și. A dus tot timpul. Uite, vezi unde s-a întărit umiliatul materialul. Îi fac așa, în cazul în care nu am material. Am popirii. Îi face așa. Depinde cum îți place modelul. Da? Dar nu, nu lungi. Nu lungi. Nu lungi. Foarte bine asta. Și ăsta e foarte bine. Bine. Nu, are mici ăstea. Dar ăstea le corectezi. În timp le corectezi. Mult prea mult. Stai așa. Stai să văd, poate n-ai peria bună. E stricată peria. N-are nimic. Nici aici, sunt prea ondulate. Partea a doua e prea ondulată aici. În partea asta din coa. Adică o să vezi la... Asta e ok. Nu fac cu asta, că n-am unul. Deci nu, poți să faci și din... Aici la tine vezi că ești prea subțirel. Da, da, știu. N-am, șalopete n-am. Nu trebuie, că aveam ieșit șalopete. Să fac după fere, că am două ani. Uite, uite, vede. Ia, stai un pic. Mergi pe partea asta. Astea, dacă îți rămân și se văd așa, par nenaturale. Le fac așa? Nu, nu, merge așa, dar mergi mai bine un pic mai drepte. Așa. Aia e. Aia e. Și în cazul în care ți se pare că e cum e aici, faci așa un pic pe ea. Tamponezi cu totul. Ala e. Că astea ți vor astupa, se vor astupa din ele, dar să nu-ți rămână... Asta e ok aici, nu mă deranjează. Că e una mică, dar să nu rămână tot așa. Uitați că astea de aici, cartotecile. Acum e perie liberă. Nu mai e liberă. Ce vrei să faci? Piatră spartă sau righe? Righe. Ah, vreau, uite, zartam cu asta. Uite, poți să faci și cu asta. Când se încarcă de material,
Faci țepie. Asta se poate un pic de locul. Da, asta poți să-l diluezi. Dacă vrei să-l lămui, dă-i cu un pic de apă peste. Există unul care nu e bun. Și exact ăla apucă la mine. Ăla e. Ăla mi-a și picior. Nico! Roagă-l pe Adi. Și du-te cu Adi. Vezi dacă puteți amândoi să scoateți bidonul ăla de apă din spate. Ești mai ușoară tu de-aia. Îți spune Adi unde e. Arată foarte bine. Dar să știi că arată și foarte bine. Nu. Deci poți să folosești paclu, poți să folosești un cuțit, poți să folosești o șurubelniță. Important este să te uiți la el să-ți placă cum arată. Nu mă interesează pe mine, nu pot să spun eu că e stat să-ți grii doar cu așa ceva. Nu, poți să folosești cuiu. Da. Da, o să-ți iasă alt tip de efect. Ăsta o să-ți iasă aici, o să ai impresia că e exact de aia de stângă. Da? Poți să-l faci și... Da, lasă-l și așa. Mai vrei și altul cu altă formă. Trebuie să facem două idei pe atrezen. Două. Am luat un pistol cu apă. Care nu merge. Nu știu cum l-am luat pe ăsta, dar e un... Toaletă. Hello! Tati, papi, un pic de pizza? Uite acolo, iubire. Iubire, și verifică tu ăsta, dacă poți să-l faci din ăla la altul. De ce, să stică? Păi nu, ăsta merge doar așa. Mhm. Ce-ai văzut? N-a durat mult ce-i drept. Parcă s-a mai întins părul la spate. Mai ieși pe live și cu eu mă și aud. Pentru cei care vor să încerce și gletiera, cu gletiera cu dinți poate să încerce. Da?
Poate vă place mai mult așa? Vreau să însor un băiat pe Ionuț și nu știu cum să fac, te jur, m-aș pune în naș lui Ionuț Majar, dar nu știu cum să fac. Nu vezi că le-a rămân acolo? Depinde că-ți descoperi. Ce are o problemă? La un moment dat mergea sunetul și nu creștea... Ești martor, nu? Da. Nu mergea aici nimic. Apoi vorbim și început să apară. Și sunetul mergea. Pentru că sunt eu pe AutoCAD. N-are nicio treabă. E, cum să n-ai bine? Nu crește auzea, nu-i cred, dar s-a auzea sunet perfect. Păi tu când vorbești, ar trebui să se oprește. Mi se oprește mie. Pentru că sunt eu pe AutoCAD. Dar se auzea da. Și aici nu. Da, nu știu. Care e al meu? Eu nu mai am nicio sub. Nu, pentru că eu pot să mi-l opresc pe al meu, dar lasă-l așa că e pe YouTube, nu mă deranjează. Da. Nu, tati, nu. Ăstea-mi trebuie mie. Câte DGT? Da, observai că am mai puține, că-mi căzu una. Da, la vechi știi tu unde? Nu, scuzați. Reciclăm. Marea mea rugăminte este după ce terminăm fiecare, toată lumea curățenie la locul de bancuri, lucru despre care am uitat să vorbesc la teorie, curățenia la locul de muncă, da? Obligatorie. La orice lucrare vă duceți, obligatoriu curățenie seara. Dar dacă urci acum pe TikTok? Da, momentan înregistrezi, ești aici. Încei că merge să acada sau că s-a auzea foarte prost? S-a auzea, ce că e extra amplificat. Da, TikTok. Oli, oli, oli. Jolly, 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 jolly. Ce? Ce să mai zic? Intrăm în live, ce treabă are. Fiți creativi. Ăla o să crape, e foarte gros. Nu rezistă mai mult de 5-6 mm. Păi? Și trebuie să te conectezi cu astea, că să sărâncă nu mai merge. Da. Păi și vezi că în momentul când muți... A, nu mă deconectez de pe live. Nu, de pe live nu. De pe cât mai controlezi el. Merge acum. A, da? Să nu se mai răci. Înseamnă să mai răci, Bobiță. Erai cu multe, mă, l-am încărcat. Nu, no, cam merge.
Mă, Ionuț. Așa. Așa. Până nu mai jos, că merge pe negru. Dă-i un aer.
foarte bine asta. Foarte bine. Ai lișat-o acum pe proaspăt. Da, eu lișez. Asta o să fie, asta merge pe velatură. Eu aș face-o naturală, da? Da? Natural. Pentru că o să-ți dea foarte mult în tenta de natural, da, de exact cum e piatra aia. Exact, exact, bravo, bravo, da. Face mâine și travertin, face. Îmi spuneți ce vreți, dacă vreți vreun anume model. Știu. Muranu, să știți că nu prea lucrez nici eu. Foarte... Rialto. Rialto. Rialto lucrez. Sau Rialto, oricare, să văd care... Da, nu, facem. De mâine asta facem. Ușor pentru stucă. Da, e ok. L-am mai făcut de ceva vreme și atunci să știu care din ele o să lucrăm. Cine are voie să fie în doamnă? Nu, nu e niciunul. Dar e la fel Muranu, cu Rialto-s la fel. Și ăla ce? Rialto. Rialto îmi permite grosier. Da, aici am vrut să te întreb de nuanțe. Vin gata? Nu, tăticu, le colorați voi. Deci, nu, eu în principiu nu vând un material care să fie direct să vi-l trimit eu colorat, decât dacă vreți anumite cantități mari. Eu lucrez pe sistemul că un aplicator știe cam ce vrea să-și facă. El dacă are nevoie doar de câteva venaturi de verde, dau un exemplu, de ce să-i trimit un litru? Sau să facem o jumătate de litru, care jumătatea de litru, ambalaj în plus, costuri în plus, ceea ce înseamnă că îi mărește prețul, da? Vă trimit un litru și spun, mă nene, din ăla faci culoarea aia, 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 tu ai coloranții, ți-ai creat culorile, înțelegi? Exact. Eu întotdeauna spun, bă, tată, nu pune colorant toarnă. Nu, cu picătura. Eu spun cu picătura. Hai că nu trebuie foarte mult material, să zici că... Mă, la ce înseamnă modelare foarte adâncă, are și un consum mult mai mare de material. Deci eu aici am undeva la 2-3 găleți de Rialto. Deci dacă ne gândim că cu găleată fac între 15 și 18 metri pătrați în două straturi, aici sunt undeva la vreo 6 straturi. Da? Exact, plus că ca să facem modelul ăsta, o să facem ceva similar, nu pe ăsta. Pentru că ăsta necesită foarte mult timp. Trebuie să vii cu tot felul de efecte care le lași să tragă 30 de minute, după care vii cu altul, după aia iar îl bași pe ălaltul. Da, intră, în ăla intră mult pigment. Am urcat pe TikTok? Păi da, parcă-l făcuse-i. Mi s-a uitat microfonul care trebuie. Ce de acolo e? Ăla e pe TikTok acolo? Ești pe TikTok? Nu mai arată aici? Da, da, pe-al tău. Aoleu. Da, păi și de ce merge așa să cadat? În cauza netului. Nu, oprește-l. Intru normal. Intru normal. Da, e păcat, trebuie să-i dăm de cap și pe el. Care a crezut ca o mână bună. Păi nu cred că mai intru, Ionuț. Dacă nu-ți mergi să ție, nu mai intru nicio. Că nu mai avem ce face. Ce? Lasă, rămâneți pe... pe YouTube. Păi și ce mai facem acum? Mai fac o lege? Răspuns tu, nu? Please.
Mai trebuie. Mai trebuie un pic. Ar mai trebui undeva la vreo 10 minute, cred. Asta e ok. Hai că încerc să le fac. Cât este ceasul? 5 și 10. A, mai e timp. Ionuț, aduceți și mie camera aia lângă mine, camera cu TikTok-ul. Pentru că dacă suntem live și pe TikTok, intrăm cu părere de rău. Pe TikTok nu putem urca cu placa noastră de streaming. Urcăm greu până dăm de cap și până ne măresc cei de la RDSRCS, că le ia mama naibii. Ne dă drumul la fibra optică. Nu avem atât de mare putere încât să urcăm și pe TikTok și pe YouTube, da? Bun. Dă-o tu acolo camera. Gata, merge. Eu mă apuc de lișat righele. Vreau să vă arăt ce înseamnă lișatul la righe. Am pierdut gletiera. Luăm alta. Bun. Cum putem lișa righele? Sau piatra spartă? Există mai multe variante, da? Putem să udăm gletiera, să o tamponăm cu burete, cu apă și să trecem peste, dar este o variantă mult mai greoaie. Mai sigură pe faptul că nu faci foarte multă apă și foarte multe zoaie, dar e mult mai greoaie. Există și varianta cu pulverizator din acela de dat din... Dar eu mai râd de obicei când văd fâsfâsul. Credeți-mă, pentru că în momentul când îi luau pe un perete, când îi luau pe un perete mare, la fâsfâs faci scurtă la degete. Adică nu mi se pare... Bă, fratele meu, un aplicator bun trebuie să aibă și scule bune. Adică chiar dacă tot eu sunt cel care spune că poți să faci cu orice gletieră, cum și voi, nu aveți niște gletiere la bancuri ultra profesionale. Adică vreau să vă arăt că se poate face cu tipul ăsta de gletieră. Puteți folosi în momentul când un aplicator devine aplicator consacrat și ia și scule. Adică nu poți să te duci la lucrare, ajungem să fii mari, dar nu mai zgârii cu cuiul, pentru că decât dacă ți-ai uitat ustensile acasă. Adică, ca să înțelegeți, trebuie să folosim ustensile de calitate. Bun. Eu folosesc un pistol pe compresie. Bă, frate, îi faci compresie, dai mai departe, da? Adică nu stau să dau la clan, la degețele, că încercați cu degețelul să vedeți ce greu este. Bun, cum facem? Ne stropim cu apă perețelul, nu tot, zona care o lișăm și trecem cu gletiera peste el. Da? Prin frecare, apăsăm pe gletieră. Bineînțeles, trebuie să ne verificăm și cât, dacă e proaspăt sau nu, că dacă e prea proaspăt, îl mai lași. Dar mare atenție că în momentul când ai stropit deja, materialul nostru captează umiditate. Da? El captând umiditate, se autoactivează. Este logic. Se înmoaie. Dacă noi deja am făcut prostia să-l stropim tot, ne putem trezi că curge de pe pică-te în cuiala, da? Cum lișăm și cât lișăm la el? Cât să ne placă. Da? Dacă îl vreau turtit total și vreau să întind la el, apăs pe el și lișez la el până când iese turtit total. Ce se întâmplă dacă nu luzi? În principiu, înnegrești materialul, da? Nu că nu-l lișezi, îl lișezi, dar alunecă în momentul când l-ai stropit, da? A căzut o folie de transfer. Bun. Secunda 2. Ne dăm benzile adezive jos. Nu le așteptăm până la velatură. Da? Am dat banda adezivă jos. Și peretele nostru este gata pentru cea de-a doua zi. De aici încolo, timp de uscare 24 de ore. Da?
este gata pentru a doua zi. A doua zi, bine, este un model făcut un pic pe grabă, da? Pam aici o puțin mai turtit. În cazul în care simt că nu-mi place și vreau să intervin asupra lui, este mult mai greu. Dar măcar încerc pe zona asta, pentru că acolo unde că este materialul mult mai gros. Și era clătire aici. Mai vin ușor de tot peste el. Da. Deci nu trebuie nici să las. În momentul când noi acceptăm să punem foița de transfer peste un model righe, avem două variante. Modelul righe, putem să-l facem direct colorat în masă, materialul, dar în momentul când îl zgâriem pe aici, poate să ne apară mai deschis, eu recomand aplicarea velaturii. Mai ales exact cum am mai spus, când folosiți foiță de transfer pe alte tipuri de materiale, în afară de materico, obligatoriu sigilare. Deci sigilare înseamnă prin velaturi sau lac, în momentul când punem foița de transfer. Da? Asta este gata. La piatră spartă. Îl luăm și pe ăsta. Același principiu. Îl stropim și trece cu gletiera peste. Tot timpul, cum am spus, ustensilele curate. De ce? Dacă se usucă un pic de material peste, pe gletieră, zgâriem. Riscăm să nu ne iasă la fel. Materico, piatra spartă este un pic cam moale, dar pentru că e deja târziu și o să trebuiască să faceți și voi, vă arăt, chiar dacă se întinde un pic mai mult la mine. E târziu. În momentul când nu-i dai cu apă, nu va aluneca. El va rupe în spate. Ia. Da, încă nu rupe care apă. Vreau suprafața de aici mai lișă, insist pe ea. Fiind prea moale, mi se agață. Da? Îl lăsăm. Asta este modul de lișare. Asta înseamnă lișat. Da? În cazul în care, să zicem, Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu-mi place pentru a doua zi, mi-au rămas de nivelări, pot să vin cu o mașinărie de șlefuit. Per total, mi-am pus mierger pe mașinărie de la 320, l-am șlefuit un pic, sau vrei să-l ai porțiunea asta foarte fină, poți să-l șlefuiești. Vrei a doua zi, nu știu, nu ți-a ieșit ăsta foarte fin. Tu-l vrei perfect, țiplă, coală, sticlă, da? Nu ți-a ieșit foarte fin? O mână de material diluată, dai cu un pic de apă și ieși și încarci. În momentul ăla poți să faci zona asta de aici foarte, foarte fină. Da? Cam asta este. Se văd și zgrieturile. Da? S-au astupat așa ușor în anumite locuri. Adică pare ca o crăpătură reală. Da? De aceea vă spun că a le face înainte să-l lișezi, când faci modelul, sau înainte să-l lișezi atunci când s-a întărit deja 40%. Mă, înțapă ceva pe la spate. Mă, crocodilul, era crocodilul. Da, vom face și cu crocodilul mâine, de aceea le-am pus aici, sunt multe ustensile. O să încercăm să facem pe partea de Rialto, pentru că majoritatea știu că vreți stuco, vreți variantele astea. De aceea încerc să facem astea acum, să avem timp. Între timp facem și vopsele decorative simple, pensulate. Chiar dacă am intrat un pic în 3D-uri, dar să nu vă fie frică, că lucrăm mult, da? Bun, la fel și la asta, dăm banda de hârtie jos. Dacă nu dăm banda de hârtie jos în ziua în care este încă moale, a doua zi când dai banda de hârtie jos, vei rupe din material. Deci se poate întâmpla să rupi din material.
Da? Folosiți benzile adezive de la Tesa. Benzile, benzile de banda de hârtie, banda, banda scotch, mă. Scotchul, scotchul. Bun, asta este. Adi, te rog, ia tu astea. Sunt deja încărcate. Da, cred că cam într-o jumătate de oră. Nu, 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 nu vă apucați. Nu, nu, stați un pic. Deci nu vă apucați, întâi trei verificat. E moale, e mult prea moale. Mult prea moale. Ale mele se întăriseră, dar nu în totalitate. Ia să vedem dacă pot să întorc camera în timpul live-ului. Oh, mulțumesc, domnul Daniel Cerbu. Am și o înghețată, mamă, chiar că aș mânca o înghețată. Încerc să întorc camera și nu știu cum să... Un moderator, clasament de conturi, notificări. Știe cineva cum întorc camera pe live? Da, l-aș lua Adi. Adi! Comută camera, gata, am găsit. Hei! Fac și o freză. Salutare, dragilor! Gata, stau și un pic cu voi. Mulțumesc pentru tandafiri! Suntem în lucru. Colegii lucrează. Da? Facem astăzi un righe, un zen, pentru că avem mai multe etape și fiind un curs de 3 zile, încercăm să facem de astăzi ca și mâine și poimâine să putem face restul pe modele. Apoi, mâine, o să mergem foarte mult pe varianta de stuco. Rugămintea mea este pentru cei care ne urmăresc și cei care vor să fie cu noi. Ce de cornete de înghețat, o să mă doară în gât, domnul Daniel. După ce că mă doare în gât, așa am pastilele, o să nebunesc. Încercați să vă abonați pe canalul de YouTube Picăte în Coiala, suntem live acolo, suntem live în permanență. Domnul Ionuț, mai suntem live în... Băiatul pe care îl însor, da? Cătălin, sufletul meu este însurat, n-am... Pentru cei însurați nu mai avem. Scuze, îmi iau o pastilă de gât. Se lucrează. Aici sunt panourile care sunt deja lucrate. Da, așteaptă să fie lucrate. La fel mai sunt câteva și pe bancuri. Aici avem peretele esențial. Salutare, salutare, de la Râmnicu Vâlcea. Prețul nu-l știm momentan pentru următoarele cursuri. Prețul este relativ. De ce spun relativ? Pentru că costurile sunt cam pentru dumneavoastră, ca cursanți. Tricouri. Deci tricouri avem pentru aplicatori. Să trăiască domnul Daniel Cerbu. Ia uite ce de înghețate.
Deci pentru toată lumea, încercați pe canalul de YouTube, pe Pică-te în Cuiala, acolo suntem live în permanență. Cam tot cursul va fi transmis live, pe TikTok nu reușim decât pe cameră. Mai folosește cineva din asta să-i pune în capac? Adi, verifică tu, Adi, ce mai ai materiale, cum sunt, că... Bagă cu ăsta. Rămas să-l deschis. Dacă faci, ia să-ți ia și-astea glătierele mele. Dacă faci așa, nu. Mulțumesc, domnul Șervan, ce face domnul Șervan? A rămas că te mai sun la seară, scuză-mă, că totul a fost într-o oră. Hai să-mi iau un numit. Am făcut aici la studio până la seară, să pregătim pentru curs.
fiind sală nouă, îți dai seama că nu aveam toate ustensilele aici. Asta ce? Arhive materică? Mulțumesc, mulțumesc, domnule. Design alt pentru interioare decorative. O să pun telefonul sus. Mai sunt cu cursanții, da? Cu colegii noștri. Pentru că se vei verifica ce. Mulțumesc mult, Șerban. Să mut camera. Nu știu să mut camera. Cum o fac? 79 de Păi nu mai văd acum, eu nu știu. Asta e cu coarță. A, gata. Asta e cu coarță? Ce înseamnă? Nu găsesc la voi pe site. Nu știu, rog să da. Nu este material cu coarț? Nu, este? Fără coarț, scuze. Fără coarț nu este. Ba da. Iar eu nu pot să fiu tipul de om care azi pun oferta, mâine intră în vigoare. Înțeleg că se fac tipurile astea de scumpiri, dar anunțăm de la ofertă, ținem încă două săptămâni pe prețul care... Pentru că toată lumea își face un proiect, își face ceva, trebuie să ții prețul, adică poți anunța mai departe. Domnule, fac proiect, puteți să mă țineți cu prețul până de sau anunți proprietarul, domnule, nu. S-au scumpit, vedeți că în două săptămâni intră prețurile noi, cumpărăm acum sau nu? Bun, mai stăm un pic, vreți să facem altceva, adică ne aglomerăm prea mult și așa nu prea mai este timp. Aș vrea să lișem astea, dar mai durează, cred că cam o jumătate de oră până ne apucăm la lișat la panouri. După care ne pregătim de cină, da? Pentru cei care nu au făcut check-in la Ramada și nu cred că se putea face la ora aia. Se putea, eu am făcut la 8 dimineața. Da? Nu, sunt prieteni noștri cei de la Ramada, înțeleg foarte bine, înțelegem foarte acum, bine. Acum, probabil, dacă au avut cameră liberă, s-a putut. Da, nu, sunt niște oameni care știu și îmi place maxim, pentru că țin cont de rezervările noastre, întotdeauna, pentru că tot timpul am avut cursuri și au fost oameni frunți. Adică nu au zis niciodată nimic, nu... Ce sunt deschise? Nu, iar deschis. Roxy, ai vorbit cu Roxy? Da, și ce a zis? A zis că dacă ajungă. Da, trebuie la 6 ceare.
așa, dacă nu te spuneți de aici, atunci eu de aici să vin și eu. Și mă, nu-i de aici. Dacă ai luna mai uscată... Asta încerc să caut. N-am oprit nimic. Mi-am oprit monitorul, televizorul. Nu mă mai văd pe televizor. Da. Da? Oh, Doamne, dacă aș ști să citesc rusă, ucraineană, cu mare drag aș răspunde, nu știu decât română și foarte puțin engleză. Italiană nici atât. Decât dacă o aud, o pot înțelege. Na, îmi pare rău, nu am fost, am stat mai mult pe șantier, nu pe la școală. Poate că am și facultate și master. Nu mai spun la nimeni. Da? Ucraineană? Păi și pe cum le traduc? Cum le traduc eu? Cum le spun? Citește acolo că este... E un coment. Da, avem colegul. Colegul este deja în spate. Ne poate ajuta. Pentru cursuri nu facem cursuri, avem câteva cursuri care o să le facem în limba engleză, dar I speak English so very, very nice. My language, the English is very good. V-ați prins, da? Încât nu știu cum o să decurgă acel curs. Dar nici băiatul nu știe rost. E ceva... A, am înțeles. Da, pentru artă nu trebuie limbă, așa că doar dacă arăți tehnicile și ce poate să facă, eu zic că învață. Pentru altceva trebuie limbă. Păi eu nu-s prietenul meu neînsurat, da? E tot timpul cu gândul săracul. Înțeleg, când ai 32 de ani și nu te însori. Și băi, și băiat frumos, nu știu. Are ceva defect. În cazul în care sunt prea multe, nu cu un degetul, tot cu peria. Adică dacă ți se pare că o să iasă foarte tot timpul de acolo, putem trece cu peria ușor, dar nu atunci, atunci când vrei să lișezi, pentru că e deja întărit restul și ăsta poți doar să-l jumezi un pic, da? Vă rog, vă rog pe YouTube, pentru că pe TikTok nu pot să, așa pe YouTube mă uit pe monitor, mai pot vorbi cu voi. Pe TikTok nu pot, că sunt pe camera invers. Ia lui. Hey, domnul Marius, care e domnul Marius? Truc Sporting. Da. Ia. Cineva vă salută. Fiul, fica, fiul. De cum l-a prestat? Fiul. Fiul. Vă salută. Salutări. Uite-l, tati. La cei de acasă. Uite, pun așa camera mai pe tati. Îl vadă pe tati acolo. Tati lucrează. Mulțumesc, sper să fi slăbit, cu toate că cântarul spune că nu. Topic de la tricou negru, cred că se vede, dar mulțumesc din suflet. Aș vrea să slăbesc, aș spune mereu că aș vrea să mă duc la sală, dar nu este timp de acea sală. Bine că tot timpul ne găsim scuze, dar chiar n-am timp. Foarte ușor, dacă este moale, foarte, foarte ușor, sensibil cu el. La materialul când este moale, puteți să jonglați cu buretele cu apă pe gretier sau udați să plătiți gretiera. Da? Pentru că atunci veți atinge mult mai ușor și nu va fi atât de multă apă pe statul suport.
Pup toți oamenii de pe live, vă rog pe YouTube, da? Este pe TikTok. Vă pup! Ce mă gust așa? Ce frumos! Uite ce facem noi, eu fac cu Nicoleta. Ce? Chat live pe YouTube? A, păi da, nu trebuie să fiți live. Că nu, astea oricum le rămâne lor. Rămâne acolo. Nu, aici. Păi nu, tu las-o pasă activă mereu, ce trebuie. Păi se aude cu alte cou, da. Dar numai că mă aud doar eu. Tacă-racă-tacă. Încerc cumva și până pe timp să nu mă dăm.
Și atunci poți să te joci cu mai multe nervuri. Și atunci merge mai multe prave. Sunt multe variante. Uite, am văzut acum un coleg care face cu vârful gletierei, trece pe el. Poți să faci cu vârful gletierei acea nervură, acea delimitare la piatră spartă, între spărtură și... Sunt multe efecte. Poți să creezi multe lucruri. Poate să iasă frumos. Asta mai trebuie lăsat și mai delișat. Da, ei, mai bine faci la tine și greșești și le faci și decât să te duci undeva să crezi că știi și ai luat așa. Foarte puțin apă și... Nu știu, să-mi iau ție, mă, să iasă așa. Ce e?
chiar dacă o să se porțiune lipite. Dar la foița, acel efect, acele turtituri, o să iasă foița pe ele foarte mult și o să fie nasol ca model. Am pornit, trebuie să pare. Material așa pe el, știi? Nu cred că ajung. Ne vedem la termenul. Da. Mulțumesc.
Mulțumesc, la revedere. La revedere. Nu mai fac unul? Da. Nu mai fac? Nu mai fac o planșă? Mai am timp, nu. Dar câte costumare mâine rămâne fără planșă? Păi cum ieșim la boxii de planșă? La regis. Bine, le mai avem pe astea care le-am făcut pe spate. Poți să-l faci. Poți să-l faci și mâine. Îl faci pe o plajă de asta pe spate mâine. Da. Asta e o stensilă de înghețat. La mașină. Da, la mers. Și la asta se mai poți și... Să nu iau ca să te iau. Că e mai sărmoasă și atunci ca voi, dar un pic piloan și anul de așa niște scumpe și zici. Ele sunt multe. Efecte poți crea o... Da, exact. Îți permite să faci orice punct. Sigur.
Dacă te rugi, nu că mă nu să nu mă mai atunci apar să nu mai știu să înțelege ce ai vrea să facă. Mai mult cu vârf. Să vârful scărnite mai mult. Să... El oricum se împartă. Vârful, munchea, ca nu tot timpul fac altul. Când îl iei mai pe smult, să lasă pronunțe și să-l visează. El se ia material din o parte, se pune la urmă. Aici e mai ok. Da, tu să mergi. Oricum îl te gândesc. Nu e scos din acolo chiar ce vreau. Oricum, când ești cu un perete mare, te fugărește, și atunci trebuie să lucri, te duci în față, vinzi material, vinzi parte pe el, iar te duci în față, pentru un perete mare, te rupe. Dacă stai așa, să stai, adică să vinzi repede și să stai tot în loc, să stai în locurile, până încep să le tirezi, să vezi, wow, nu mai ajungi așa. Adică nu o să mai ajungi la sfârșit să încep să mai faci vinzături. Iar la gândei, trebuie să faci așa, să vezi cum perete te absorbe mai repede, și atunci că la care te absorbe mai repede, poți să-l lași un pic mai jos, să duci cu el în linie și vin înapoi și când îl ieși mai mult în plusul de pe el, știi? Ca să-ți rămână. Atunci ai el face coada, dar tu ești un plus. Și ala cu lucrurile îmi faci în mână să nu facă coada. Aia e ce nu facă coada. Să verificați, să pregătiți toate plăcile și să faceți până la faptul că să merge. Mâineață la ce oră? Mâine la ce oră? Mâine.
credeam că avem o oră mai târziu, știi? Aaa. Eu văd 10, zic, hai, tălcă. Mâine ar toată lumea fie mai bine. Am plecat la... Se mai și detașează, știi că azi prima zi am avut lucruri și mai greu aia. Adică, mă, nu o să o susune. Noroc, azi noroc cu tine și cu un coleg. Norocul noastră că a fost un om popular, am dat-o și în altele, lumea s-a acomodat. Da. Contează foarte mult. Dacă duci la un curs și zice, da, fă, dreci, da. Ne-a luat puțin așa mai prin... Am fost și noi, că de obicei sunt pe Caterinca, rău, de tot. Ar fi bine să mai faceți live-ul la decorativ, la rest, pentru că... Acum, după ce am schimbat decorativul, aveți acolo pe YouTube, le repedeți când vreți, pauză. Nu, am zis, sunt o grămadă. A primit la Constanța o grămadă de cataloguri. Hai să le faci. Ce să faci, frate? Acum am văzut. Aia să dă așa, așa, așa. Am întrebat-o. Nu se spune mai mult. Am încălut de clasa întâi, pentru că... Așa trebuie. Așa trebuie. Crezi cu material de la unul sau faci comandă, știți? Noi avem nevoie de Da Vinci, avem 50 de metri. Și asta vă mulțumesc.
Deci ne vedem. Dar și cu numărul. Nu e nimic.